No, bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie. De azi încep o serie de League of Legends, după cum vedeți. N-am început de la fix de la începutul meciului pentru că, sincer, n-am fost cu gândul să filmez. Dar las să fac acum un kill. Am zis, hai să încep episodul cu un kill direct. Chit că aveam deja două asisturi. Bun. Hai că am fost omul potrivit la momentul potrivit. Ia, mă dărâm și tureta. Eu cred că am putut să o dărâm. Am level prea mic. Report Varus. Bastard, zero help. E că... Bă, Nidale, ce faci mai aici? Crezi tu că mă omori așa ușor? Ia morfirea drecu. Hai, double kill-ul. Double kill. Da, nu, cred că a trecut timpul. Da, nu s-a punctat ca și double kill. E, tot am făcut două kill-uri. E bine și așa. Am luat assist doar. Hai că l-a pus Tristana pe fugă, e bine. M-a salvat aici. Dec ultima ta! Kill! Am mai făcut un kill. Din păcate mi-am ratat ultima ta. Trăiască Q-ul lui Varus, care are distanță mare. Are rage foarte mare. Opa, vine Nidale. Vine asta scoasă din Far Cry Primal. Hai bă, Tristana, o să o omorâm pe asta. A luat asta kill-ul. Hai că văd că pe aici e petrecere mare. Să ții niște ward-uri pe aici în caz că vor ăștia să facă vreo prostie. Hai să o prind aici pe Nidale. Mai fac un kill pe aia. Un kill moca nu strică niciodată. Hai că acum o să fac bani cât de cât mai rapid, că am itemul ăsta special pentru farmat. Farmătorul 3000. E super bună pasiva care o are. Chit că nu-ți dă foarte mult attack speed acest item. Opa, aoleu, e Darius aici, nu e bine. Firața e drecu. Marș, bă. Help, help. Gata, sunt helpuit. Mă dau mai în spate aici. Eu bag piciorul, plec. Da, stai. Hai că să știi aici lângă turetă. Hai că-l omorâm, hai că-l omorâm. Ok, hai că am făcut kill pe ăsta. Hai mă omor pe proasta asta. Double kill. Poate moare acum Fiora. A omorât-o, bun. Hai să-l omor și-o pe șobolanul ăsta. Trebuie să joc defensiv, că... Să joc un pic mai. Uite-o pe asta. A scăpat. Hai bă, ia-l pe Darius, ia-l pe Darius. Mort. L-am luat pe ăla. Bun, am luat două asisturi. Hai după Nidale. Bă, dar ce-a scăpat Catarina acolo? E spartă tureta. Îi spartă, e bine. Hai că tot am făcut un kill. Mor, Nidale proastă. Uite-o pe Catarina. Hai să o omor măcar pe asta. Măcar am omorât-o pe Catarina. Oho, l-am luat pe asta. Hai și pe Z, hai și pe Z. Ia-l, ia-l, ia-l. Triple kill. Bă, deci dacă asta e tactică de joc, că stă acum să-și facă iteme, că avea o grămadă de săbi identice. Dacă asta e tactică, stai în bază și să-ți faci bani pentru iteme, mă las de CS sus. Chiar că n-am nicio legătură, dar mă rog. Hai că ăștia mai mult ca sigur la baron. De fapt, da, uite-i. Surprise, motherfucker. Poc. Fiți atenți cum se face un double kill de cea mai mare frumusețe. Poc. Nu e niciunul, e bine. Hai că omor acum dragonul. Îl fac din basic-uri. Cred că scap fără damage ceva, că am lifesteal-ul mare. Eu acum stau cu mâinile, însă nu apăs pe niciun buton și e Catarina acolo. Hai să omor pe asta măcar.
Ia eu dragonul. Bă, dar Mastery ce naiba face? Nu vine să-l omoare pe ăsta. Bun, hai că m-am ferit la timp. Hai să-mi fac acum HP-ul pe ăsta. Hai că m-am și pe ăsta. Prima dată în meciul ăsta când mă omoară Nidalee. Și cam acum este și finalul meciului. Toată echipa este moartă, mai puțin ăsta care a FK. Deci da, toată echipa e moartă și au spart și... Da. A fost un meci frumos totuși. Scorul 16-17-16. Am făcut și eu ceva kill-uri. Da, să nu uit, să-l raportez pe ăla care de la level 14 n-a mai făcut nimic. Deci cam asta a fost și acest meci. Ce mișto arată Cold Defeat. Eu sper că v-a plăcut cum mi-am luat bătaie la greu. Vechea poveste, dați tu cap în gură butonul de videoclip, scrieți comentarii dacă mai vreți episoade de LOL și ce să mai spun. Până data viitoare, ciao les!